23 decembrie anul trecut am depus două propuneri de proiect spre dezbatere. Da? Unul e vorba despre nomenclatorul stradar și introducerea acestuia în Registrul Electronic Național al Nomenclatorilor Stradare. Am înțeles că s-a mai propus. Cel de-al doilea, potrivit articolului 6 din OG 78/2020, privind regimul deșeurilor, legea numărul 205/2010, privind aprobarea ordonanței de urgență al Guvernului numărul 40/2010, pentru modificarea ordonanței de ordonanțe de urgență al Guvernului 152, privind prevenirea și controlul integral al poluării. Acum, dacă citiți legea asta, vedeți că ne obligă pe noi, ca și Consiliul Local, să luăm niște măsuri. Am depus un proiect să demarăm, eu știu, un depozit provizoriu în Comuna Sfinia, un pentru deșeuri proveniente din mobilier vernos, plastic, fier, orminos, care nu poate să-l ridice retin. Și pe lângă chestia asta, am mai zis așa, orice fermă agricolă, societate agricolă, indiferent de forma de constituire juridică, orice societate comercială sau persoană fizică autorizată, care are ca domeniu de activitate reparații, mașini, vopsitorii, auto, vulcanizare, trebuie să prezinte și să deține în anul în curs un contract cu o firmă specializată și atestată de valoare respectiv ridicarea deșeurilor. Am zis așa, haide să propunem și în cazul în care vine un, eu știu, construcții de locuință, construcții altfel de construcție sau demolare. Dom'le, noi eliberăm certificatul de urbanism, până nu vine, să ne facă să ne demonstreze că are un contract cu o firmă specializată care poate să ridice deșeurile astea. Pentru că, știți, toată lumea plătește cafe, toată lumea plătește țiganii, țiganii vin rom. Și tot se depozitează pe terenul agricol. Pe drumurile, toți depozitează. Haideți să-i obligăm să facă un contract. Știu că societățile agricole li se cere. Lor li se cere să aibă un contract din asta pentru deșeuri, eu știu, saci de rășemițe și au. Mă gândesc că și firmele din asta. Găsim pe extravila, de avocat, de ador și atunci, dacă îmi permite să vă răspund eu, vis-a-vis de eliberarea unui certificat de urbanism condiționat, nu prea avem cum urbanismul să eliberează, pentru că nu pot să-l condiționez, discutăm de autorizație de construire la momentul edificării sau demolării, atunci putem să condiționăm anul trecut. Cândva în vară am și discutat cu doamna Enache și am și discutat cu comisiile de specialitate să fie, să facă dovada plății unui container de câteva metri cubi. Acum, discuția se poate adopta o hotărâre, dacă nu este consemnată, ce s-a stabilit în ședință și să constructorii și cei care renovează ce fac, sau chiar și cetățenii simpli, să facă dovada unei închirieri și ridicări automat, nu închiriere, să se facă dovada plății, că s-a ridicat cu atâtea tone de material ridicat în materie de construire, din activitatea de construire a unei sau demolare. Domnul primar, nu există, există precedente. O grămadă de comune din Peți au dar nu la urbanism. Aici, nu, bine, aici forma la urbanism, autorizație de demolare, de construire. Da. Da, atunci se poate cere asta. O să ajungă la doamna Enache, o să discutăm dacă se va fi nevoie de o hotărâre de Consiliul Local, o să dați în plen și o votați și va fi lege pentru colegul voi. Dacă nu mai sunt alți colegi care... Aș vrea și eu două chestii să le discutăm când e totul gata. Ok. Aș vrea și eu două lucruri să le discutăm dacă mai sunt... Da. Ce se încheie și... Da, ok, așa mai doresc nimic. Declarăm ședința închisă. Dacă domnul Moscrev de te-ar arăși, nu văd sfat pentru noi. Mă stricurat. Nu e o problemă.
N-am ce să exercit. Un cuvânt, dacă aveți pentru noi să fac, cum să ne blocăm cu pici, ne trage la tot. Da, trage la tot. Hai! Care ia? Să te deteriorăm, adică s-a închis. Cine dorește? Binele localității primează. Noi chiar binele României și vă mai spun ceva. Este bine ca să se lucreze în echipă, pentru că altfel nu se mișcă lucrurile pe care. Dacă există o discordie, să zic, în cei care sunt în executivul comun, pentru noastră sunteți, așa, între ghilimele spus, micul legislativ acum, dar cei în executiv care răspund direct și care mișcă lucrurile, trebuie să fie o echipă, pentru că altfel este păcat. Sunteți o localitate foarte aproape de Timișoara și puteți să dați o altă față localității. Dar pentru aceasta trebuie lucrat în echipă. Acum nu trebuie să ne amăgim. Sunt... Politica este aritmetică pură când e vorba de vot, dar ce e în spatele votului, aceea trebuie să primeze. Adică, înțelegerea de oamenii care sunt executivul comun și primarul și viceprimarul sunt principalii oameni din executiv. Și cred că aici, eu nu merg să dau sfatul nimănui. Cred că înțelepciunea fiecare dintre primează. La urmă, am văzut că a fost doar un vot asta. Pentru că nu e bine să... 27 septembrie, suntem deja... Se termină februarie, dar atâta timp să nu aveți echipa completă. Deci știu, cunosc, e aritmetica politică în tot ce se face, pentru că de aceea au luat lege, dar e păcat. Și să Mihai Rămân poate avea o față, dacă dumneavoastră veți înțelege că un vot trebuie să meargă spre echipa pe care, repet, pe echipă care să lucreze pentru comunitate. Că așa noi putem să discutăm soții. Așa cum dumneavoastră sunteți nou în politică, am înțeles că sunteți consilier județean USR. Da. Și ați avut o înțelegere la nivel național, județean, cu un partener de dreapta, spunând că dumneavoastră sunteți oameni și viziuni de dreapta. Faptul că Cosmin Buzan astăzi nu a respectat această înțelegere, care noi am avut-o local, tot pentru ceea ce spuneți dumneavoastră, să deblocăm situația, să mergem pe o linie, faptul ăsta nu vă mai dă credibilitate că dumneavoastră ceea ce spuneți și faceți. Totul este un tam-tam. Dumneavoastră, da? Dumneavoastră spuneți că politica este aritmetică. Aici nu greșiți. Într-adevăr este aritmetică. Dar este și teatru. Și teatrul jucați dumneavoastră. Aritmetica o facem noi aici. Nu poți să faci reputat partidul, dar dacă îți faci reputat partidul dumneavoastră, care văd că ați nu dovedit.